Un accident a avut loc astăzi în Drobeta Turnu Severin și s-a finalizat cu ceartă, iar cei doi șoferi implicați s-au enervat și au aruncat vina de la unul la altul. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment rutier. Un accident rutier soldat cu avarierea a două autoturisme și rănirea unuia dintre conducătorii auto s-a finalizat cu scandal. Evenimentul a avut loc pe strada I.C. Brătianu, în zona stomatologiei. Eram cu clienți în mașină, o luam pe Eroi, de pe Târgu Jiului, înclinat la stânga, cu semnalizarea aprinsă, m-am fost lovit din spate, dând prioritate la mașinile care veneau de câte 3 ani. Însuși, lovitura de la mașina mea se vede că e partea din față, deci mașina care era plinată pe Eroi, că altfel era lovită și din spate. Cum vă simțiți? Mă simt foarte bine. Puse puțin lovit când mă lovi el, mă lovi de bara de la mașină, la cap, dar acum mă simt bine. Atunci un pic amețat la usul. Circulam pe banda asta lângă axul drumului, dânsul a intrat brusc în fața mea. N-am putut să-l mai evit. În urma impactului între cei implicați în accident, au avut loc niște discuții contradictorii. Mă, doamne! De ce, mă, doamnă? Că eram pe partea dreaptă. Ce căutam acolo eu? De mașini marcate? Domnule, uitați distanța care este, care nu vă mașina doamnă. Se pare că adevărul ar fi la mijloc. N-am avut? Atunci la ce eram oprit când gândeam prioritatea de la alții? A să treacă. Mă, doamnă! Ați fost pe banda asta, domnule! Doamne! Pe banda întâi? Dar pe banda asta ați fost! Păi dacă eram pe banda întâi, cum mă loveai numai în față? Nu aveai cum! Pentru că dumneavoastră v-ați bătat când noi treceam. Hai, doamne, pe cine treceam? Eu veneam pe banda. Domnule, dacă erați, vă dădeam în mijloc aici. Nu, normal, e logic. Dacă erați în mijloc aici, no, 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 veneam no, no, vă dădeam în mijloc. Toate că mai sunt camere pe aceea și se vede că eu o luăm pe lui. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, încercând să aplaneze conflictul și să stabilească cauza exactă a producerii accidentului rutier. În data de 11.08.2021, polițiștii din cadrul biroului rutier au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Drobeta Turnu Severin, a avut loc un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. În urma accidentului a rezultat rănire ușoară a unei persoane care a refuzat transportul la unitatea spitalicească. Cei doi conducători auto implicați în accident au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au condus la producerea evenimentului. Șoferul din taxi susține că a fost lovit fără să aibă vreo vină, în timp ce celălalt conducător auto implicat a spus că nu l-a mai putut evita pe taximetrist din cauza că acesta a făcut o manevră forțată pentru a se încadra pe banda de mers.